toate punctele după ordinea de zi. Acum. Bun jos. Știa, nu-i simt în comună că s-ar fi făcut ceva. Bun. Protecția mediului 8 pe 1500 590. Nu știu ce înseamnă, o să ne explicați. Iar la drumuri și poduri avem așa. Bunuri și servicii 2 miliarde 230 de mii. Programe cu finanțare europeană 10 miliarde și investiții 49 de mii. Bunuri și servicii nu le văd aici la drumuri și poduri și gospodăria comunală. Mă gândesc că dacă adun gospodărirea comunală de 4 miliarde 800 cu încă bunuri și servicii de 2 miliarde 200, înseamnă 6-7 miliarde. Aici poate domnul viceprimar poate să ne explice cum s-au cheltuit pe gospodărire comunală și drumuri și poduri 7 miliarde. Și chiar rog să-mi răspundă la întrebarea asta. Deci evident să țin doamna contabil. Nu, dumneavoastră trebuie să-mi spuneți în mare pe ce ați cheltuit 7 miliarde. Vă spune, pe eu de 2 luni sunt. Deci eu vă spun ce am cheltuit acum de 2 luni. Deci da? Ia spuneți-ne pe ce ați cheltuit. Unde am asta, cum îi zice, DC83? Cât a costat? 476, parcă să dacă înțeleg. Milioane. De milioane. Vechi. Da, vechi. 470, da. Cât? O secundă. 47, bani vechi. Poate ne vorbiți în bani noi. Uite, da. Duceți la banii ăștia de la DC sunt prinși aici? Da. La drumuri comunale? Vorbim despre gospodărie comunală. La ce se referă destinație specială? Da, investiția, să vă spun așa, mare. Ajutați-l și pe el, dar să ne spună că a uitat cum a fost în primăvară vreo lună și ceva. Investiția este vorba despre camerele de luat vederi în comună, care a fost aprobată din fondul de rulment și că la vremea respectivă, când a fost investiția, s-a plătit din fondul de rulment. La sfârșitul anului, acum bani s-au dus înapoi la 4 miliarde 800 de lei. Nu, vorbim de investiții de 98 de mii. 380 de mii la gospodărire comunală? În general, o perioadă cât ați fost dumneavoastră, poate ne lămuri și doamna să vină cu ce nu știu. Eu v-am spus ce am, deci ce am băgat eu, doamna vă spune restul. 48 de mii mi-a spus dumneavoastră și în rest, ce ați mai făcut? În primăvară? Păi ce în primăvară? Ce am făcut în primăvară? Păi ia vedeți, e semnat de mine ceva? Când ați fost viceprimar? Păi dumneavoastră nici nu știți ce a semnat, domnule. Aole. Păi vreți să vă spună ce ați făcut în primăvară? Hai că vă las și vă spună ce ați făcut. Ați semnat cu reclamații, vreți asta? Deci ce care e problema? Ați semnat niște piatră. O să vi se dea, da? Da, semnat niște piatră. Da. Vedeți că, de ce nu mi-a spus mai devreme? A semnat și răspund Petru Ecare, păi care e problema? Păi ce a făcut și a zis că n-a făcut? Deci răspund ce am, pe ce a semnat. Păi nu, n-ai zis am dat declarații, stați cu deci am dat, ce a făcut? A făcut ceva rău, că a băgat la cimitire piatră? Nu, dar e foarte bine, domnule, eu felicită, dar de ce nu mi-ai spus când te-am întrebat? Domnul Germán nu e omul cifrelor, domnule, doamna contabilă, dar nu poți să spui cifrele. Eu nu știu să calculez ca să pot să pun ca tine. Domnul Iacule, miliarde sau cât este milion de euro, 2 milioane de euro. Nu vorbim de cifre aici, dar nimeni nu știe ce a făcut. Nu am văzut în perioada aia, vă spun ce a făcut. Domnul viceprimar e economist, să știe cifre de câte milioane. Și care e problema? Nu trebuie să știe cifre. Nu e treaba mea, e treaba mea că e pe economic să-l întreb dacă era ceva. Eu nu l-am întrebat. Sume. Eu l-am întrebat în primul rând de lucrări. Ori nici pe alea nu le știi. Păi cum să nu știu dacă am dat declarații, dacă mi-ai făcut reclamații? Ce ai făcut? Ai făcut reclamații? Care-i treaba? Nu e nicio problemă. Cine se ocupă de... Bun, vă rugăm să ne lămuriți atunci, doamnă. Cine dirigează banii? Păi ce? Primarul, da, camere, un miliard. La gospodărire comunală. Ce înseamnă gospodărirea comunală? Deci este iluminatul public, care să vă spun că iluminatul, nu aș putea să vă spun exact cât este, dar este peste un miliard. Da. La iluminat public. Apoi mai sunt serviciile de întreținere, carburanți. Restul, ca să vi le spun, trebuie să veniți să mă uit în dosar, nu aș putea să vă spun. La că suntem lor de multe. La protecția mediului, v-am spus, este vorba de camerele de luat vederi în comun. Ați aprobat. Așa. La protecția mediului, este vorba de o sumă de 14.000 care a fost tot în ședință de Consiliu, ați aprobat pentru strângerea gunoiului. Și diferența am plătit, care se plătește anual pentru deșeuri la mediu, și colectarea gunoiului care este în jur de... Deci, bun, 14.000 pentru strângerea gunoiului? Da, ați aprobat
la 5.000 pentru motorină, dacă mi-a trecut diferența, da, cel din primăvară. Și puteți să ne faceți dovadă dacă a fost depozitat în mod corespunzător la o groapă? Domnule Leagu, dacă vreți detalii, venim după ședință, că nu stăm acum în fiecare bubuleț, unde e hârția, veniți și cereți documentate la doamna contabil, că doamna răspunde și cu asta. Am dreptul să întreb orice lucru, nu mă obstrucționați, nu comanzi. Cu apa de ce nu întrebați? Da, e expirat timp, 2 minute. Cu apa? Deci, păi nu trebuie să-ți spui. E păcat și de ce nu s-a dus la finalizare? Ați luat prea mare șpaga? Facea dumneavoastră finalizarea. Câți bani ai luat la domnul Pasat? De finalizare. În cauza ta nu s-a făcut apă în comuna Părăști. Păi așa m-au zis că ai luat acolo. Ați luat bănuții. Nu mai e rușine, mă. Iar amenit. Nu poți să reprezinti cu domnul ăsta. Alo, alo! Domnul Ciurar, gata. Mai avem 600. Da. E, iată ce hotărăsc eu. Eu hotărăsc așa. 800, cât avem? 810. Și cu 8 miliarde. Și cu 6 miliarde, 14. Deci noi avem 14 miliarde disponibile, da? Da? Și ne bătem cu pietre în cap. Cum să facem să pietruim? Ei, iată că propus, stimați consilieri, de 14 miliarde să începem cu asfaltatul de la Valea Dragului și să ne oprim de atât când ajungem la Valea Dragului. Domnule, 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 vedeți că sunt răzile lăturale. Vorbesc, avem 14 miliarde, nu știam de bani ăștia. Avem 14 miliarde la dispoziție să asfaltăm toate drumurile comunale, toate ulițele începând de la capul satului, de la Obedeni și să ne oprim ce nu este prins în proiect de asfaltare, să ne oprim la Dobreni. Atât cât tot să ne ajungă, dacă suntem chipzuiți la bani, de 14 miliarde, vă spun eu că facem 7 km. Am terminat domnul tot domnul de două mandate nu care vă convine. Ați făcut un proiect? Da, nu vă convine. De trei mandate, unde vreți? Băi, sunteți de acord cu ce am zis eu? Domnul Neagu, băi, sunteți de acord? De trei mandate, tu n-ai făcut un proiect? De 8 ani ai făcut un proiect pentru comună. Domnul Neagu, gata. Domnul Neagu, gata. Domnul Nuțu. Domnul Ciuraru. Domnul Neagu. Gata. Dacă tot avem 14 miliarde, o să preiau din ideea lui domnul Neagu și o să vă propun ca în bugetul și în cheltuielile pe anul 2016 să propunem banii ăștia pentru asfaltare. Pentru comună facem bugetul totodată. Suntem de acord cum sunt. Nu mai pierd. Dar nu pentru județeanul, zicea domnul Neagu. Bă, toate județeanul. Bă, comunalul care nu sunt județeanul. Bă, o luăm de la Valea Dragului. Bă, uliți drumurile comunale. Bă, uliți, da, aștia sunt verbi, dar nu... Bă, de drumuri comunale. Oricum nu merg. Da. Și pentru lucrul ăsta, cine vă să se ocupe? Bă, să face licitație. Face licitație. Face licitație. Și cine va face proiect? Hai că... Până mâine asfalt. Acum a fost doar așa, un... Mai la sfârșit discutăm bugetul și... Da, doamnă, am înțeles lucrurile. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? O secundă, vroiam să mai pun și o întrebare, să mă lămurească doamna contabilă. Tot legat de punctul ăsta aici. Ce se întâmplă? Nu, domnule, la învățământ vroiam să întreb. Deci, la ta tot te trezești și vorbești. La învățământ ce înseamnă alte cheltuieli pe burse? Așa se numește capitolul. A dat burse la ele. Burse la elevi. Nu, da, asta vreau ca să știu despre ce este vorba. Titlu, alte sunt burse lunare. Au aprobat lunare în Consiliul de Administrație, un număr de copii, nu știu, ei aprobă. Am înțeles, e în regulă. Da. Supunem la vot, da? Cine este pentru? Se abține cineva?
cineva împotrivă? Știți ce nu am înțeles eu? În buget nu intră, de exemplu, banta sau ce încasăm noi. Banta nu intră la autofinanțare. Închirier și e trecut acolo? Separat? Da, separat, de total. E un contract total. A, pe sintetic. Dacă îmi dați balanță sintetică, găsim. Haideți, trecem la punctul proiect de hotărâre. Da, proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare unităților de învățământ de pe raza Comunei Vărăș, județul Giurgiu, pentru anul școlar 2016-2017. Inițiator Marco Gheorghe, viceprimar. Asta despre ce? Proiectul de hotărâre. Fiecare an noastră organizarea rețelei școlare, exact pe ce am primit aviz de la inspectoratul școlar, așa cum sunt școala gimnazială, școala primară, primația. Nu pune-o la vot, ce mai? Să punem la vot, cine este pentru? Cineva împotrivă, deci toți pentru, da? Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind acordul Comunei Vărăș, județul Giurgiu, de a face parte din teritoriul acoperit de strategia de dezvoltare locală a Asociației Giurgiu, tradiția pescuitului dunărean. Inițiator Marco Gheorghe, viceprimar. Ce e vorba? Cum despre ce e vorba, doamna secretar? Este vorba despre un proiect care fac parte mai multe localități în județul Giurgiu, referitor la amenajarea cursurilor de apă. Deci, într-un acest proiect, se vor face amenajarea de cursurilor. Amenajarea de cursurilor de apă, da? Și cine suportă banii și cum? Nu neapărat în comuna noastră. Da, amenajările astea. Păi dacă suntem și noi în facem proiecte astea, și noi în proiecte, da? Nu neapărat în comuna noastră. Depinde cine face loc. Și cine l-ar suporta? Nu noi, inițiatorii proiectului. Care sunt? Păi, Dunărea? Pescuitul Dunărea? Se amenajează pentru pescuit cursurile de apă sau? Se amenajează, se vede. Ce cursuri avem aici? Care sunt cursurile noastre pe care trebuie să-l amenajăm? Zabarul, Calbeile vechi astea de cum ar fi în spate aici unde e. Trebuie să facă ceva ca să vină să curețe. Să nu mai inunde lumea, să nu mai inunde. De ce mărităm cu o dragă? Da, nu trebuie tot ok de aici. De la noi și cea banii de la fonduri europene. Dar suntem proști și vezi cum dar rezultat mult. Cine magazița bază cu ce? Nu, au schimbat lui. Ha? E proiect. E proiect. E proiect. Nu, are cum să ia banii dacă nu primesc. Strategie de dezvoltare a comunului. Da, dar nu trebuie strategie de dezvoltare locală. A județului Giurgiu. Da. Nu, acum. Discutăm de Giurgiu, aici, și în momentul în care vor fi bani, ajunge poate să facem și la noi ceva. Dacă nu, noi suntem prins acolo, dar nu se știe când vine aici. Noi suntem... Haideți să supunem la vot atunci, da? Are cineva nerămurit? Cine este pentru? Doar. Deci toți 14. Da. Trecem la ultimul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2016, ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social. Inițiator Marco Gheorghe, viceprimar. E treaba lui, ce să avem noi. Atunci supunem la vot, da? Cine este pentru? Și tot domnul Marco Gheorghe va duce la îndeplinire astea sau altcineva? Să desemnăm pe altcineva. O să desemnăm un viceprimar. Avem și responsabilitatea. Avem responsabilitatea. Dacă ședința următoare o să desemnăm. Avem responsabil, Marco. Viceprimar? Avem și Țana Ionel. De ce nu avem propunere? Bine, propunerea. Nu contează cine.
cine este? Da. Am întrebat în momentul ăsta, n-am întrebat de propunere. Păi da, e scris în... Nu prea știți la ce propunere. Da, mă, pentru vineri, dacă aveți ședință... Aveți în materialul Ițanie și cu... E scris în materialul. Că nu poate să descurce domnul Marcu pe singur cu atâtea... Eu ce am fost de acord, parcă acolo... Nu am fost de acord, n-am fost 7-7. Cum n-am fost de acord? N-ați fost voi cu noi și noi cu voi, că el... Ce mai era de proiect de hotărâre privind achiziționarea 800 metri cubi de piatră. Da. Păi dacă la vot, ce să mai pune la vot? Dacă asfaltăm? Dar câți kilometri? Domnul președinte, să mai punem de 14 miliarde, cât asfalt? 7 kilometri pe puțin. E sigur? Da. De unde ai făcut? De 14 miliarde, credeți-mă, păi avem... Păi stați-vă băieți așa, că vă spun eu cum facem. Câți kilometri să asfaltează acum, doamnă, în primăvară? În Bălești. 10 kilometri. Ce buget avem? 95 de miliarde. Da. 95 de miliarde. Un kilometru și restul lăsăm în mămol? Nu, vorbim de șanțuri, vorbim de multe lucruri. Care e păi care pe păi și atunci ce asfaltăm? Nu mă arătăm așa, că noi punem doar asfalt. Noi punem doar asfalt. Păi nu vreți așa? Cum să nu vreți asfalt? Poate nu vreți să nu. Punem așa, ce să nu. Haideți să supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Cât ajunge banii, atâta punem asfaltul. Regimen să nu fie de acord. Dar următoarele luni care rămân... Foarte bine. O să fim de acord, probabil. Dar trebuie să ne prezentați și nouă cum ați ajuns la concluzia că trebuie 800 de metri cub de piatră și că trebuie să cheltuiți 31.000 de lei sau nu știu, scrie ceva pe acolo și ceva de 12.000 de lei pentru motorină. Dați-ne și nouă niște calcule estimative. Dar nu ești obligat să aprobi 12.000 pentru motorină. Păi eu întreb, băi, odată ce voi ați venit, întreb și eu care e de fapt. Nu s-a făcut prețul, până nu se încheie contractul. Doamna secretară, explicație cu motorină. Ați făcut calculul. Doamna contabil, explicație cu motorină. Banii prici la... Nu, noi vrem să ne explici tu. Da? Ce vreau? Ce e contabil? Nu, eu vreau să zic, gata, domnul Neacu, gata, hai să supunem la vot. Băi, ia pune, supune la vot, zi limba. Uite, te mă rog, la ce vă vorbește, nu vor vorbi. Băi, vreau și eu să știu ce se întâmplă. Cum ați ajuns la concluzia că trebuie 800 de metri? Dacă trebuie 800 de metri, foarte bine. Dacă trebuie 800, vă spun eu, asta a fost părerea la 7 consilieri. Inclusiv păi, eu. Părerea, pe ce, mă? Părerea noastră, atât am mai evaluat noi în mare, că trebuie 800 de metri de piață. Poate, poate o să consume 5 tone de combustibil, că asta nu se știe. Da? Noi putem să punem și 5 tone. Și din 5 tone putem să consumăm și 200 de litri. Hai, mă, să facem consumatori nimeni. Haideți. În proiectul de hotărâre acum, ăsta cu piatra, nu s-a prins vreo sumă, pentru că nu știm prețul la care se va... Cantitatea! Cantitatea! Bun, să avem cantitatea! Cum? Păi da, eu de exemplu, cred că noi nu știm 800 de metri de piatră, nu știm cât o să ne ia pe ea. 2 tone jumate de motorină consumă buldo excavatorul 30 de zile. Deci noi punem un estimativ de motorină. Cum să pui estimativ? Păi dacă nu o consumăm, ce treabă avem? Tu știi de nivelările care sunt pe uliți, ce terasament trebuie făcut? Tu cum o să tragă ăla? Cum o să... Ce râzi, bă, ce... Aveți dirigente de șantier pentru lucrarea asta, dacă ce crezi cu nivelările care sunt pe nu s-a ajuns, domnul Nuțu. Aici trebuie să ne gândim cum îi cheltuim banii. Ne gândim pentru unde ceea ce nu ați făcut 20 de ani, domnul Nuțu. Gata, un metru de asfalt. Haideți să supunem la vot. Nu mă hărăm bine că a fost... Ia, supunem la vot. Cum dacă nu se vorbe? Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Da, mă, da, aveți răbdare puțin. Supunem la vot, dar scrieți acolo. Să ne explici, să stabiliți exact strânzile. Unde să pun? Să delimiteze. Nu să punem pe drum. Păi să delimiteze, să știi și pe unde aprobăm. Între timp să face străzile, să face... Adică listă, nu? A vrut să pună numai la Obedeni, ți-a stabilit să mai pune și în Dobrin și în... Da, dar unde o să mai fie nevoie? Care nu se asfaltează, mai ales străzile care... Unde nu se toarnă asfalt să pună piatră? Așteptăm să... Păi, Nicu, în Dobrin n-ai unde. În Dobrin aproape n-ai unde să toarnă tot. Dar unde nu s-a asfaltat? Deci în Dobrin n-are unde. Păi ce știi mai cât combustibil consumă? Uite unde se... Să prindem o sumă mai mare. Unde se toarnă pe ăla? Să prindem și ăștia 14 miliarde, dar prindem... Cât ai nevoie? Cât faci? Un kilometru? Uite, începând de la... Vedem ce
deci Petre Borcan. Ajunge, deci Petre Borcan să toară. Mi-e cer, doamna Elena, Cociocu, Reminței, Țarinii, Marinescu. Deci astea să toară toate. Hai, mă, și tu să pui, faci. Nu-mi ia păcii și ai făcut. Nu-mi ia păcii și ai nimic. Unde este? Unde este? Unde nu se toarnă asfaltul până în viață? Păi în funcție de ori care le muncește combustibilul. Și să vină cu acte și trecnică el aia. Cum să vină cu acte de 2 tone jumate de motorină? Până 2 tone jumate, vine cu acte de consumă. Cât consumă? Dacă are nevoie de 100 de litri, dacă e mai puțin, de unde o iei? Deci dacă e mai puțin. 500 aia, 500. Dacă îți trebuie mai multă motorină sau mai puțin. Oră, dacă nu prinzi, de unde iei? Cum ai? Sau nu, dar facem altul fel. Deci facem altul fel. Nu vreți bulgoa nostru? Propuneți altul. Deci propuneți altul. La cineva să vină cineva. O să facem la sfârșit de lucrare, o să facem un cal. Dacă ne-am apucat și ne băgăm în asta, luăm și un cilindru compactor care o să compacteze piatra, nu punem mai aici. Să vedeți la câți bani se duce asta, să vedeți câți bani ridică. Presărăm și decimetru, cu vara așa punea să se lege. Poate presărăm ce? Să vedeți cât... Ai prins o motorină, trecem, ia ascultați. Ai prins o motorină, prindem. Nu prins, mă, nimic. Nu prins nicio motorină, mă, primarul. Nu primarul, mă, cu motorină cu astea. Cât bani? Da. Banii, să cât bani motorină. Și în funcție de cât se consumă, atâta... Doamna contabilă, avem banii ăștia disponibili în ce consumă? Să-i prindem un buget, da, aia am pus neanică. Să-i prindem un buget. Da, o am înțeles. Păi dacă îl prindem un buget, tot facem discuțiile astea. Nu avem aici la cheltuieli de anul viitor. Păi am înțeles că vreți să propuneți drum. Și se va rectifica dacă vreți să propuneți ceva. Avem cheltuieli pentru anul viitor. Deci vineri când facem bugetul, ședința, da? Vineri când facem ședința, să prind și ăștia și cheltuiala asta. Deci, dar până atunci trebuie să veniți cu suma. Nu prindem nimic, acum prindem tot, nu se ascundă. E părerea noastră. Nu, n-ai înțeles ce spuneți. Tu pune-mă la vot și ca să se mă rog. Haide să le pune la vot. Cine e pentru și ăștia asta? Cum îi prindem? Cheltuiala asta, cum îi prindem? Trebuie să domnul contabil. Să ne spunem la vot. Cum îi prindem în buget sau cum se face cheltuiala? Să ne spună domnul contabil. Ne spuneți. Cum îi prindem? Cum e dursa, că n-ai contabil. E ceva ce n-ați înțeles, da? Am înțeles poate bine. Nu am înțeles foarte bine noi. Spuneți, domnule. Ce mai e? Domnul președinte, spune la voce ce au ce faci. Domnul președinte, ce să mai faci câte vă? E proiectul meu, eu supune la voce. Pentru piatră, da? Sunt și ce vor 800 în proiect. 800 sau... 800 metri. Așa. Voi prinde în proiect, eu voi face o valoare estimată în funcție de ce s-a luat. Un preț și, bineînțeles, pe o marge trebuie pus în plus mică, că nu știi dacă e același preț. Poate să fie mai... Și prindem la... Deci o valoare estimată. Când totdeauna așa se face, valori estimate fără TVA în planul care și, se face. Și banii ăștia îi prindem la... La drumuri, la capitolul 84. La cheltuieli, dar anul curent. Păi de-aia am și zis să-l prindem în buget, Neanicu, de-aia am zis să le prindem. De-aia am zis să le prindem. Să îi prindem acolo. N-avem cum să suplimentăm altfel. Când banii aia care sunt... Păi asta am spus, că să-i prindem în buget, dar să... De-aia și suntem de acord, și noi am făcut asta. Haideți! Nu vin alți bani separate. Nu. Haideți, cine este pentru? Pune la vota. Mai puține așa de mine. Așa să nu mai cumpărați piatra de la 10 firme intermediare. Nu e treaba ta, de unde cumpărăm piatra? De unde? Cine este pentru? Domnul Necu! Haideți să supunem la vot, că așa vă supunem în dimineață. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Punem piatră. Dar cum să vreau așa ceva dumneavoastră nebunică? Cum să nu punem piatră? Dar trebuia să lămurim. Să lămurim. Să prindem banii. Asta nu mai de aia fi. S-au făcut. Banii să prindem buget. Nu e nicio buget. E ședința, mă. Așa dacă nu prindem. Dar facem discuții pe marginea bugetului. Trebuie făcut înainte de toate niște discuții. Să facem așa. 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 Să facem o discuție pe marginea bugetului. Mi se pare logic și normal ca să facem o discuție. Să facem o discuție. Domnul Paul, la diferite zi, domnul Paul, ce? Am și o întrebare. Căminul cultural e al primăriei. Copiii vor să facă serbarea de 8 martie la cămin. Nu se poate pentru că nu are aviz ISU. ISU, da. Cine se ocupă și să... în câți ani le obține? Pe domnul Țane, nu? Că el e cu ISU.
Să-i facem o... Bănuiesc că o să dureze niște ani. Sunt toate avizele la încomună. Și la târg, și la peste tot, și la baltă. Așa cum a funcționat comuna. Cine dă răspuns la... Întrebată, ne puteți da niște explicații? Să menționează... Răspundem la... Păi, o să se ocupe domnul primar, nu? De obținerea avizelor. Și foarte bine. Și bine, mai este ceva de adăugat? A zis domnul Paul că să prindem în buget în cheltuiala pe anul ăsta, doamnă, bani pentru avize. La ISU, la cultură. Da. Gata, declar ședința închisă. Nu mai aveți noi nicio întrebare, nu mai discutăm, nu mai discutăm pe marginea bugetului. Gata, ne luați la bani? Păi n-a rămas că avem o discuție la sfârșitul ședinței de principiu pentru bugetul pe care o să-l aprobăm săptămâna asta? La următoarea ședință. Păi da, dar discutăm. Am precizat deja lui doamna secretară ce avem. Și, păi ce aveți? Și am lăsat trebuie să dăm jos investiție de 1 miliard de la școala 8. Vedem că nu facem Vărăști, că nu facem gardul la 1 miliard. Și tot ce punem, deci noi trebuie să ne concentrăm pe lucrul pătăr. Toți banii care avem, dacă să ne bate joc, hai fraților să asfaltăm, să petruim. Asta trebuie important. Păi de ce am... Pentru că mai văd 2 miliarde, nu știu ce tractor. De ce am dărâmat bugetul pentru treaba asta? Păi tocmai trebuie... Ai dărâmat nici un dărâmat. Discutăm bine, dar am zis să adică schimbăm proiectele hotărâri, știți să... Adică, da, schimbăm după cum vrem noi. Păi dacă mai stabileam aici, acum un punct, doi... Păi nu s-a stabilit. S-a stabilit. Ceea ce ați... Numai ceea ce ați dorit. Da.